Salut! Suntem Emil Drăguță la Gadget.ro și astăzi fac unboxing-ul celui mai accesibil smartphone 5G din țara noastră, și anume Realme 8 5G. A sosit într-o cutie care arată cam așa și haideți să descoperim împreună ce găsim în pachetul de retail. Așa arată pachetul în care vine Realme 8 5G. Vedeți aici câteva informații despre smartphone. Faptul că vine cu procesorul MediaTek Dimensity 700, un procesor 5G dezvoltat pe 7 nanometri, într-un proces de litografiere pe 7 nanometri. Un display cu rată de refresh la 90 de Hz, este un display IPS, că vine cu o cameră de 48 megapixeli cu Nightscape. Modelul sosit nou la test este cu 8 GB memorie RAM, 128 GB stocare. Acest telefon, în echiparea cu 4 GB RAM și 64 GB stocare, va fi în țara noastră la un moment dat la prețul de 879 de lei. Haideți să trecem la unboxing-ul propriu-zis. În pachet vom găsi pe lângă smartphone și o husă de protecție din plastic transparent, un ghid de utilizare rapidă, probabil pe aici se află și agrafa pentru slotul dedicat celor două cartele SIM și cardul microSD. Are slot pentru două SIM-uri, slot pentru microSD. Nu s-a mers pe soluția combo întâlnită la alți producători. O să ne întoarcem la telefon cât de repede. În pachetul meu se află acest încărcător, dar nu pe acesta îl veți primi la noi în țară, ci pe acesta, adaptat pentru prizele noastre. Și tot aici se află și un cablu de tip USB Type-C USB. Haideți să vedem cum arată Realme 8 5G. Partea spate este îmbrăcată în plastic. Arată frumos. În partea superioară nu avem niciun element de conectivitate. În lateral stânga avem butonul de pornire al telefonului, ce are și rol de cititor de amprentă. Deci cititorul de amprentă este în lateral. La bază se află portul USB Type-C, un microfon, jack-ul de 3.5 mm și difuzorul telefonului. În lateral stânga vom găsi reglarea volumului și slotul pentru cele două cartele SIM și pentru microSD. Observați în colțul din partea stângă sus camera frontală de 16 megapixeli. O să-l pornesc pentru prima dată. Difuzorul pentru apeluri în partea superioară. În partea spate observați că se profilează puțin cei trei senzori de la camera principală. Un senzor de 48 megapixeli, altul macro de 2 megapixeli și altul de 2 megapixeli pentru adâncimea de câmp. Aici unde scrie AI este mai mult de design, nu este niciun senzor în spate, doar un logo care amintește faptul că folosește tehnologia AI în procesarea imaginilor. Un LED flash de dimensiuni generoase. Îmi place că în partea spate este așa, fără foarte multe elemente, observați camera și logo-ul Realme și cam atât. Trecem prin procesul de setare inițială. Veți vedea cum arată interfața Realme UI 2.0 pe Android 11. Zona de setări rapide, setările telefonului. Vedeți fără modificări majore la nivel de interfață grafică. Cum am spus, Realme 8 5G cu versiunea Realme UI 2.0 dezvoltată pe Android 11, 8 GB RAM, 128 GB stocare, 110 GB sunt disponibili pentru utilizator. Vedeți că deja am mai primit un update de software de 227 MB. Observați aplicațiile preinstalate. Aplicațiile Google Plus, cele aduse de către producători. S-ar putea ca software-ul de la noi să fie cu mai puține aplicații preinstalate față de cel pe care l-am eu aici în față. Acesta a fost Realme 8 5G la nivel de unboxing și prime impresii. Mai multe detalii în zilele următoare când voi avea ocazia să-l testez, să-i pun o cartelă SIM cu 5G, să-l testez într-un areal cu acest tip de acoperire și să vedem ce performanță oferă în rețea. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție, să aveți o zi cât mai frumoasă, la revedere!